se va întâmpla oare dacă vom băga o bagnotă de 10 lei într-un PlayStation 4? Efectiv, bagnota aia era să rămână acolo, cel mai probabil pentru tot de-a... De când am mai făcut eu un Q&A? Haideți să ne gândim puțin. Da, așa ziceam și eu. Da, oameni buni, cam astea sunt întrebările pentru Q&A. Adică eu zic că sunt, gen, sunt acolo, gen, există, știi, gen, sunt acolo. Dar în fine. Dar înainte de videoclip vreau să vă spun câteva lucruri despre Boosteroid. Boosteroid este o platformă de cloud gaming. Deci, practic, asta înseamnă că poți să joci orice joc vrei tu. Cele mai tari jocuri de la GTA 5 până la Fortnite, fără să ai un PC bun. Adică poți să te joci GTA 5 și pe un laptop de 500 de lei, de exemplu. Nu contează dacă laptopul tău sau calculatorul tău nu rulează GTA 5. Boosteroid este aici pentru a te ajuta. Fiecare acțiune pe care tu o faci în jocul respectiv este dată din serverele lor, care sunt localizate la o distanță destul de mare. De exemplu, dacă ție nu rulează calculatorul GTA 5, boosteroid.com este aici pentru a te ajuta. Tot ce trebuie pentru a te juca pe boosteroid.com este o conexiune destul de bună la internet, un mouse, o tastatură și niște căs sau niște boxe dacă vrei. Și desigur, un abonament pe lună. Mai șmechere parte este că costă doar 9,89 de euro pe lună pentru a-ți face un abonament și pentru a te juca toate jocurile și mechere pe care le vrei tu pe serverele lor. Deci, practic, pentru 10 euro le închiriezi, practic, serverele și te poți juca cât vrei tu. Contul ți-l faci de asemenea de pe site. Jocurile sunt foarte șmechere pentru că primești de asemenea 50, undeva pe la 50 de jocuri gratis sau până la 100 de jocuri gratis pe care le poți juca. De exemplu, ce vedeți în momentul de față pe ecran este un gameplay de Fortnite pe platforma Boosteroid. Cam așa rulează și efectiv aici nu ține de cât de bun este calculatorul tău. Ai ține doar de internetul tău și nu trebuie să ai cel mai extravagant internet din lume. Trebuie să fii un internet decent. Pentru unele jocuri, desigur că trebuie să ai cont de Steam, de exemplu, dacă vrei să te joci, nu știu, să spunem, GTA 5, trebuie să ai GTA 5 pe un cont de Steam, adică să ai, practic, GTA 5-ul cumpărat pentru tine, îți faci contul acolo și, practic, te joci fără să trebuiască să ai cine știe ce PC. Vă recomand cu mare căldură, sincer, am încercat-o, este super șmecheră. Pe mine cel puțin chiar m-a ajutat destul de mult că nu am calculator după mine, pentru că nu pot să mă car cu calculatorul după mine și să fiu sincer, nu am niciun laptop foarte scump. Linkul îl aveți în descriere, boosteroid.com, v-am arătat cam care este treaba cu această platformă, după părerea mea merită un 9,9 din 10. Da, cam asta a fost, haideți să trecem la episod. M-am gândit să mai fac un Q&A, oameni buni, pentru că, sincer să fiu, nu am mai făcut un Q&A de atâta timp. De exemplu, Cristi mă întreabă cum îți vezi canalul în 2020. O întrebare foarte șmecheră, ce pot spune. Băi, frate, nu știu ce să spun, canalul mi-l văd în 2020 la 500.000 de abonați. Wow, cum a fost asta, ești nebun. Bă, știi care mi se pare mie partea cea mai interesantă la Q&A? Că descoperi niște întrebări la un total alt nivel, adică pe bune. Nu m-aș fi gândit la asemenea chestii niciodată. Cineva mă întreabă dacă am mâncat vreodată sushi. Ei bine, nu știu dacă cuiva ai păsat, dar da, am încercat o dată, o singură dată, atenție, o fucking singură dată și a fost oribil. Nu, efectiv, nu-mi place, gen, nu-mi place, nu e de mine, poate nu am încercat de unde trebuie, dar nu îmi place, gen, nu-mi place, efectiv, nu-mi place sushi-ul, efectiv. Ce vei face la 300.000 de abonați? Wow, întrebare new level, băieți. Bă, să fiu sincer, chiar nu știu, dar știu că voi face ceva ce n-am mai făcut până acum, deci asta clar, vreau să-mi setez în minte să fac ceva nebun pentru 300.000 de abonați. Rămâne de văzut. Câți bani ai băgat în videoclipuri? Bă, să fiu sincer, în unele videoclipuri nu bag atât de mult, dar și când bag, credeți-mă că investesc.
De exemplu, în clipul în care am cumpărat cel mai ieftin smartphone, îl spun pe ăsta că e cel mai recent practic, am băgat undeva pe la 300 de lei, pe lângă că telefonul era undeva pe la 220 de lei. Deci, practic se investește și credeți-mă că ăla nu e singurul clip în care am investit. Ăsta cu McDrive la fel, ăsta cu Jumbo, desigur, la care la ăsta cu am fost de 100 de ori la același mega imaj, lucruri interesante. Ok. Luăm de aici 10 lei, frumos. Aprindem ăsta. Frumos, din buton, că n-avem telecomandă. Pornim ăsta. Frumos. Dăm pe HDMI, frumos. Îl ștergem așa, să fie și el frumos. Luăm telecomanda asta, frumos, apăsăm pe buton. Bun, e pornit, frumos. Apăsăm pe ăsta de eject la STI să ne asigurăm că nu e niciun CD în el. N-ați văzut nimic. Practic acum asta de CD-uri este goală, nu mai este absolut nimic. Luăm o bagnotă de 10 lei și o băgăm în PlayStation. Ce se va întâmpla oare dacă vom băga o bagnotă de 10 lei într-un PlayStation 4? Copii, nu încercați asta acasă deloc, vă rog. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Ok, poate invers va merge. Mamă, intră. Ah, oh my god, nu pot să cred, chiar intră. Wow, intră, bă! Ok, s-a auzit ceva. I-a luat, cred, gen. S-a auzit ca și cum aș fi băgat un CD. De obicei când bagi ceva în chestia aia de CD-uri, îți arată acolo un colț, un CD. Asta înseamnă că practic ai băgat un CD, gen, e fucking logic. Nu. Oh my god, ați văzut? S-a auzit, deci efectiv i-a luat înăuntru. Acolo nu arată nimic. Băieți, s-au blocat în PlayStation. Bă, stai bă, what the fuck, man. Băieți, what the fuck, man? S-au blocat aici. Trebuie să... Ok, băieți. Paul, nu mai fac așa ceva niciodată în viața mea, băieți. Nu încercați asta acasă, vă rog. Oh my god, băieți și fete. Nu mai fac așa ceva niciodată. Efectiv, bagnota aia era să rămână acolo, cel mai probabil pentru totdeauna. Sau, nu știu, cel puțin să mi se strice CD writer-ul ăla de la PS. Pentru că, efectiv, nu știu cum am reușit să o blochez acolo. Ok, am rămas fără baterie la cameră, deci trebuie să fac outro-ul ăsta destul de repede. Cam asta a fost întrevedere, cam asta a fost episodul. Nu uitați boosterul de descriere. Sper că v-a plăcut clipul, oameni buni. Dacă aveți clipuri de genul, nu uitați că astăzi mai apare un videoclip. Mamă, nu știu ce să mai spun. Sper că v-a plăcut clipul. Eu am fost Esenant, iar sunt sigur că ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!